Bună ziua, bine v-am regăsit în această nouă zi și săptămână. Aș vrea să vă informez cu privire la câteva activități pe care ni le-am propus să le realizăm în această săptămână. Ca prim element, mi-aș dori foarte mult și deja am programat o serie de dezbateri publice. Mulțumim că în momentul de față condițiile meteo nu se mai anunță așa de vitrege pe cum păreau săptămâna trecută, de pentru care putem începe să lucrăm la creionarea bugetului și în acest sens, așa cum vă spuneam, am demarat o serie de consultări cu privire la construcția bugetului pentru anul în curs. Chiar de astăzi, de la ora 11, voi avea o primă întâlnire cu directorii de unități de învățământ de pe raza municipiului Roman, directorii adjuncți, responsabilii din creșele, grădinițele și școlile care nu au personalitate juridică, astfel încât să aflăm care ar fi pentru anul 2017 necesitățile acestor unități de învățământ și în același timp să și prioritizăm oarecum aceste investiții. De asemenea, mâine de la ora 10 voi avea o ședință de lucru de această dată, nu va fi o dezbatere, cu taximetriștii de pe raza municipiului Roman. Suntem în perioada în care este necesară vizarea autorizațiilor și de asemenea vom purta și discuții în ceea ce privește problemele care mai sunt legate de această activitate, dar vreau să le și atrag atenția asupra modului în care și ei se comportă în societate. Au întotdeauna un partener în primărie, dar și ei trebuie să fie un partener al primăriei, în sensul că trebuie să respecte locurile de parcare și în același timp să respecte și curățenia în aceste locuri de parcare. Revenind la activitatea de săptămâna trecută cu dezăpezirea, cred că am avut o activitate bună de dezăpezire, având în vedere și cantitățile foarte mari de zăpadă care au căzut. Vă spuneam că de 4 ani nu am mai avut așa ninsori. Am intervenit în zonele care sunt mai traficate, am ridicat zăpada din preajma instituțiilor publice, a școlilor, a bisericilor, a cimitirului, astfel încât traficul rutier să se desfășoare în condiții de siguranță pe raza municipiului Roman. Am păstrat în continuu legătura și cu dumneavoastră mass media și cu cetățenii municipiului Roman, atât prin intermediul paginii de Facebook a primăriei municipiului Roman, cât și prin intermediul paginii mele personale, astfel încât să putem comunica în timp util noutățile în ceea ce privește activitatea primăriei. Vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor care în această perioadă ne-au contactat atât prin intermediul paginii de Facebook, cât și prin intermediul numărului scurt 023394. Ne-au comunicat diversele probleme cu care s-au confruntat și vreau să le mulțumesc și colegilor din primărie care au răspuns foarte prompt și au remediat toate aceste deficiențe. Cred eu că acesta este cheia succesului pentru un municipiu curat și îngrijit, să comunicăm foarte mult între cetățeni și administrația publică locală. Administrația publică locală, primăria municipiului Roman, oferă o maximă deschidere către cetățeni, astfel încât să rezolvăm toate problemele punctuale. Chiar dacă primăria intervine modogrosul pe arterele principale, pe zonele cele mai traficate, sigur există și anumite zone
acolo unde nu avem foarte multe informații, și aici intervine până la urmă rolul cetățenilor, care trebuie să ne aducă la cunoștință eventualele sincope. Și de asemenea vreau să le mulțumesc și romașcanilor care s-au implicat în activitatea de dezăpezire. Am văzut foarte mulți oameni care, în special cei din zona caselor, care și-au curățat aliniamentul, cât și cei care dețin mașini și-au curățat locurile de parcare. E greu pentru primărie să dezăpezești cu mașina parcată un loc de parcare. Și tot timpul am făcut un apel ca zăpada care a fost îndepărtată să nu fie dată pe carosabil, că altfel trebuie să muncim de două ori. Revenind la subiectul dezbaterilor, următoare întâlnire o am programată marți, de la ora 12, cu asociațiile de proprietari, președinții și administratorii, acolo unde am invitat și reprezentanții societăților partenere, astfel încât, aici mă refer la Rosal, mă refer la Municipal Locato, la Apa Serv, astfel încât să putem împreună să identificăm problemele care sunt la nivelul asociațiilor de proprietari și chiar să stabilim un plan de investiții pentru aceste zone. De asemenea, o altă întâlnire programată pentru această săptămână va fi joi, începând cu ora 11, acolo unde voi invita reprezentanții cultelor religioase de pe raza municipiului Roman, astfel încât și cu această categorie să avem o dezbatere în ceea ce privește creionarea bugetului. Și cu această ocazie vă aduc și la cunoștință faptul că îmi doresc implementarea unui sistem de finanțare a acestor activități non-profit pe legea 350, legea finanțărilor nerambursabile, astfel încât fiecare biserică, fiecare cult, fiecare ONG să poată să aibă un acces liber la o finanțare de la banii bugetului local. Dar acest lucru trebuie să se facă într-un mod transparent, în baza unui proiect și a unui punctaj de evaluare a acestor dosare. Ieri a avut loc și ultima etapă din turul de campionat al Ligii Naționale de Handbal Feminin, acolo unde CSM Roman a întâlnit formația CSM Bistrița. Am obținut o victorie frumoasă, o victorie muncită, o victorie meritată, cu scorul de 35-27, 16-12 la pauză. Vreau să felicit conducerea tehnică, vreau să felicit jucătoarele, în primul rând, pentru atitudinea pe care au avut-o în teren, pentru maniera în care au înțeles să se implice în activitatea sportivă și iată, am reușit să terminăm turul de campionat pe locul 4, dar mi-aș dori pe viitor mai multă implicare din partea jucătoarelor, astfel încât la sfârșitul campionatului, dacă nu să ne păstrăm această poziție din clasament, chiar să mai avansăm. Cred eu că avem jucătoare de valoare, jucătoare care pot face diferența și rezultatele pot fi mai bune. Așteptăm cu interes începerea returului, tot din această săptămână, joi, de la ora 17, va avea loc pe teren propriu partida cu Unirea Slobozia, acolo unde aștept de asemenea cele 3 puncte puse în joc. O altă activitate pe care ne-am propus să o facem în această perioadă se referă la toaletarea de arbori și aș vrea să elimin din capul locului o serie de afirmații care se fac în mediul online și vreau să vă informez prin
intermediul dumneavoastră, cu ajutorul dumneavoastră, să informez toți romașcanii că am dispus ca în acest an să nu se efectueze absolut nicio tăiere de arbori pe raza municipiului Roman. Vom continua activitățile de plantare cu arbori noi în municipiul Roman și vreau să fac un apel de asemenea prin intermediul dumneavoastră către cetățenii municipiului Roman ca în cazul puieților pe care îi plantăm și romașcanii să dea o mână de ajutor și să udăm în permanență acești puieți astfel încât în timp să avem o nouă garnitură de arbori noi. Așa cum vă spuneam, vom efectua în această săptămână toaletări pe aliniamentul bulevardului Roman Mușat de la Spitalul Vechi către sensul giratoriu, atât pe un trotuar cât și pe celălalt. Și de asemenea vom interveni în cadrul Asociației 52 Panaite Donici. Vreau să fac precizarea că există uneori situații de urgență și am avut chiar săptămâna trecută un apel prin 112 care ne-a raportat că pe strada Smirodava un copac era smuls din rădăcină. Ne-am deplasat la fața locului, am vorbit cu proprietarii din zonă și decizia a fost luată de a toaleta acel arbore și nu a de a-l tăia cu totul. Dar să știți că vor fi și situații care vor impune și tăierea unor arbori care reprezintă cu adevărat un pericol pentru siguranța traficului rutier și a pietonilor și cetățenilor din municipiul Roman. Dar acestea vor fi doar pe cale de excepție și doar în urma consultării cetățenilor municipiului Roman. Un alt subiect pe care aș dori să-l discutăm împreună astăzi se referă la proiectele europene pe care le avem în lucru și pe care o parte dintre ele le avem deja depuse și se află în diverse stadii de evaluare. Până acum, după cum bine știți, avem depuse 5 proiecte europene. Unul dintre ele se referă la reabilitarea termică a 8 blocuri, reabilitarea și consolidarea casei Celibidache, a casei Manolescu Strunga și cele două parcuri, Zăvoi și Jora. Avem în lucru pregătite documentații pentru modernizarea iluminatului public, care reprezintă și acesta, căruia îi acordăm o atenție deosebită. Ne asigură economii în ceea ce privește iluminatul public, dar și o performanță mai mare. Dorim să facem un iluminat cu LED-uri, așa cum avem în momentul de față, de exemplu, pe strada Ștefan cel Mare, pe strada Tineretului și pe strada Teiului. De asemenea, avem în lucru pregătit cinematograful Unirea și Creșa Smirodava, dar așteptăm în perioada martie-aprilie deschiderea ghidurilor pentru a vedea căror segmente ne putem adresa. O problemă deosebită și o atenție deosebită o acordăm proiectelor pentru Casa Celibidache și aici vreau să vă informez că am primit de la Agenția de Dezvoltare Regională un răspuns că a trecut de primele două etape de evaluare și intră în cea de-a treia, în cea tehnico-economică, după care urmează vizita în teren și semnarea contractului de finanțare. Dacă în ceea ce privește această clădire suntem destul de avansați și premizele sunt bune, în ceea ce privește cinematograful Unirea, va trebui să luăm o decizie dacă nu vom identifica ghidul de finanțare și sursa de finanțare, ca începând din anul viitor să intervenim din bugetul local, pentru că atât Casa Celibidache cât și cinematograful au probleme de rezistență
și nu mai suportă amânare. Dar eu sunt optimist, cred că vom avea finanțări pentru finanțări din fonduri europene, astfel încât și aceste două clădiri, pe lângă celelalte pe care vi le-am expus, să-și găsească rezolvare. Din fonduri guvernamentale, așa cum bine știți, avem deja semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale pentru sensul giratoriu, Poarta Nord, de la Dedeman, și această lucrare nu așteaptă decât ordinul de începere a lucrărilor din partea Primăriei Municipiului Roman, întrucât noi am realizat și restul de subtraversări care erau necesare pentru această investiție și imediat ce vreme ne va permite vom demara și lucrările pentru această investiție, o lucrare foarte importantă, așa cum vă spuneam și în trecut, atât pentru fluidizarea traficului în zonă, dar cât cel mai important din punctul meu de vedere pentru siguranța traficului rutier. Cam acestea sunt activitățile pe care mi le-am propus în această săptămână și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Cum doriți dumneavoastră, nu e? Da, putem stabili o ordine și... Da. Spune dumneavoastră că veți avea ședință de lucru cu taximetriști, în afara faptului că trebuie să aibă grijă celor cu bărbat care au trebuie și că trebuie să reproșeze urare. Ce alte probleme mai aveți identificate? Au sesizat? În acest moment vă spuneam că e o perioadă de reînnoire a autorizațiilor și cu această ocazie să stabilim și un mod de lucru în ceea ce privește documentele care trebuie să depuse, un circuit al documentelor, necesarul de documente, astfel încât activitatea de taximetrie să se desfășoare în condiții normale pe raza Municipiului Roman. Chiar vă rog. Cine ar trebui să verifice dacă acel tarif pe care l-au ei pe portieră este sau nu la fel cu tariful pe care ți-l percep la modul real? Pentru că de multe ori există diferențe. Îți spun pe portieră 1,99 și când ai urcat, ai 2 și ceva. Da. E adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră în ceea ce privește calitatea tehnică a unor mașini. E unul din punctele pe care le am pe agenda ședinței de lucru de mâine, dar aceste mașini care circulă în regim taxi au obligativitatea ca la fiecare 6 luni să-și facă inspecția tehnică periodică. Practic, sunt instituții abilitate care să dea girul dacă aceste mașini sunt conforme sau nu cu cerințele tehnice. De asemenea, există și obligativitatea în ceea ce privește vechimea unui autoturism și iarăși acesta va fi un punct de lucru, un punct de discuție de pe ședința, de pe agenda ședinței de mâine. În ceea ce privește respectarea tarifelor și eliberarea bonurilor fiscale, acest lucru este de competența Serviciului Antifraudă din cadrul ANAF, astfel încât în momentul în care există astfel de situații în care ori nu sunt eliberate bonurile fiscale, ori tariful este diferit față de cel afișat, aici iarăși poate fi și de competența Oficiului pentru Protecția Consumatorului, să sesizeze aceste instituții pentru a elimina toate neconformitățile din cadrul acestui serviciu de transport în regim taxi. Întrebarea
la care l-a făcut săptămâna trecută și am să vizit zonele cu probleme. Sunt mașini chiar prin centrul orașului peste care zăpada se așeza multe mașini, ci peste un strat gros de praf. Acele locuri de parcare, de fapt, sunt pe plată. Deci, teoretic, acea persoană ar trebui să plătească fiecare zi câte 5 lei sau fiecare lună câte 40 de lei pentru a-și putea ține mașina acolo pe termen limitat. Și o altă chestiune, tot în centrul orașului, la biblioteca municipală și că s-au dat niște locuri de parcare angajaților, pentru ca să vină cu mașina la serviciu, la acele locuri de parcare, 2-3 la număr, sunt ocupate în locuri de alte locuri. Da, în zonele centrale chiar nu am identificat și când am, cel puțin în zonele cu plată, și aici mă refer la Bulevardul Roman Mușat, când am efectuat activitățile de dezăpezire, chiar nu am întâmpinat probleme deosebite și dacă sunt, chiar vă rog să mi le dați pentru a le transmite celor de la Poliția Locală și a lua măsurile care se impun. De asemenea, că mi-ați adus la cunoștință, voi informa Poliția Locală să vadă și în zona bibliotecii care sunt acele autoturisme care ocupă locurile special amenajate. De asta zic, trebuie să verific un pic această informație și dacă e cazul, de asta zic că eu. Nu există metode de constrângere acum în cadrul legal. Pentru... O putere de Consiliul Local... Pentru... Nu. Depinde de situația juridică de acolo din zonă. O vom analiza. În ceea ce privește acest subiect mediatizat al ridicării autovehiculelor, știți foarte bine că a apărut și acest act normativ, va trebui de asemenea, inclusiv la nivelul autorității publice locale, să facem și un regulament. Dar, așa spune legea, vom identifica, trebuie și cu un regulament de funcționare, dar așteptăm prima dată normele metodologice pentru a ști exact ceea ce avem de făcut. Am înțeles. Și ultima întrebare, ați spus că vreți să vă întâlniți cu asociațiile de proprietari, dar și cu societățile comerciale, genul sau așa pasiv, și vă dați dumneavoastră un plan de investiții. Dar ce vă reprezintă? E vorba de investiții pe care puteți să le facă cu Nu, mă refer în primul rând la societatea APASERV, care are anual un plan de investiții, acolo unde ne dorim și pe raza municipiului Roman să mai înlocuim din rețelele vechi și să stabilim, să facem o prioritizare a problemelor în funcție de cele mai grave, astfel încât în planul lor de investiții să se regăsească și aceste elemente de înnoire a rețelelor de apă și canalizare în anumite zone de pe raza municipiului Roman. Mai degrabă o sugestie pentru întrebare, bazată pe un fapt real. La întâlnirea cu asociațiile și cu cei de la afaceri locale, situația deci reală, nu explicăm amănuntele pentru care s-a întâmplat așa, cineva inundă apartamentul de asta întâmplându-se ca de obicei vine noaptea. Deci la femeia aia în casă, cu apă și pe lustre... Știu cazul. Da? Știu cazul, am fost informat. Trebuie găsit o formă, după părerea mea, cât de cât legală, ca cineva să poată sparge un astfel de apartament și să intervină. Da. Dacă e să mă întrebați pe mine, soluția eu o văd la nivelul contorizării individuale. Deci acolo asociațiile de proprietari trebuie să se organizeze de așa natură încât să ajungă încetul cu încetul la contorizarea individuală. Pași s-au făcut și dar se pare că ghinionul la acest bloc nu s-a mai realizat. Pași s-au făcut în sensul în care s-au făcut branșări măcar la nivel de scări. De exemplu, în cazul de față, ceea ce s-a întâmplat aici, dacă era branșament separat pe fiecare scară, fără nicio problemă, măcar întrerupeai apa la o singură scară. Așa era vorba de 3 scări și decizia administratorului de la Asociația de Proprietari a fost aceea de a nu întrerupe apa la toate cele 3 scări. Ca idee, repet, din punctul meu de vedere, cea mai viabilă soluție este aceea de a realiza contorizarea individuală
Și atunci când sunt probleme de natura inundațiilor sau chiar de în situația unui rău platnic, demarajările să se poată face individual. Aceasta e direcția spre care trebuie să ne îndreptăm. Acestea vor fi și sugestiile mele pentru ședința de mâine, ca încetul cu încetul, la nivelul fiecarei asociații de proprietari, să se demareze această contorizare individuală. Sigur că e neplăcut când se întâmplă astfel de lucruri, dar legislația în momentul de față este aceasta, că nu poți pătrunde pe proprietatea privată a unei persoane, chiar dacă este o situație de forță majoră, nu ne permite legislația să intervenim sub nicio formă. E neplăcut ce s-a întâmplat, e din păcate, și pe această cale, dacă vreți, facem un apel și la romașcanii care dețin apartamente și nu locuiesc în ele, măcar să lase un număr de contact la asociațiile de proprietari, astfel încât atunci când apar situații în acestea deosebite, să poată fi contactați dumnealor, o rudă, cineva apropiat care este în zonă și să preîntâmpinăm astfel de situații și de inundare a vecinilor sau, eu știu ce, ferească Dumnezeu, alte catastrofe. Da, și mai dacă tot discutați cu administratorii de asociații, trebuie să știți că unii dintre ei își arogă puteri mai mari decât au. În sensul, de exemplu, haideți să aducem o firmă să facă dezinsecție, nu am înțeles asta. Dar n-am eu chef să umblu după aia să bat la ușa fiecăruia să-mi plătească, nu. Și administratorul nu cheamă nicio firmă. Da, aici trebuie la nivelul fiecărei scări, știu că există un comitet executiv și o serie de decizii se pot lua la nivelul comitetului executiv, iar administratorul este obligat să le pună în aplicare. Da. Ca și documentație pentru renuirea dosarului nu există modificări, practic aceleași documente sunt necesare. Dacă toți ați adus în discuție, vreau să fac un apel la toți beneficiarii sau toți solicitanții pentru o locuință de tip ANL să-și reînnoiască dosarul și în principal adeverința de salariat, care este una din piesele principale ale dosarului, și de asemenea dacă au apărut modificări în cadrul familiei, eu știu, un copil născut, să poată să beneficieze de punctajul suplimentar, dar trebuie să aducă aceste documente la biroul unic pentru completarea și actualizarea dosarilor. Referitor la cea de-a doua întrebare, într-adevăr, suntem într-un stadiu foarte avansat cu Agenția Națională pentru Locuințe, acolo unde am transmis terenurile pentru cele două blocuri ANL, am emis și certificatul de urbanism și avem promisiuni ca în acest an să înceapă construcția a încă două blocuri de tip ANL, care vor avea un număr de 40 de locuințe împreună. Finanțarea există, e vorba de un contract de finanțare făcut de Agenția Națională pentru Locuințe cu Banca Europeană, de pentru care există toate premizele ca în acest an să începem construcția și dacă lucrurile se vor desfășura bine, de ce nu, poate chiar în acest an să și fie finalizate. Suntem într-un contact permanent cu Agenția Națională pentru Locuințe și cred eu că acest lucru va veni în sprijinul romașcanilor care solicită o locuință de tip ANL. Ca zonă, tot în Vasile Lupu, acolo unde avem zonele. Strada Moldovei fără număr, da. Nu am avut probleme deosebite, nu a existat nici o aglomerație excesivă, probabil și
din cauza timpului nefavorabil. Și dacă tot m-ați întrebat de POS, vă spun că în prima săptămână s-au făcut deja primele 30 de încasări cu acest sistem electronic de plată. Deci, cred eu că este un sistem util. Și în perioada următoare, cred eu că va exista o aglomerație ceva mai mare. Asta și datorită faptului că s-au plătit pensiile la sfârșitul săptămânii trecute. Și cum știm că pensionarii sunt cei mai corecți și printre primii care își achită dările către stat, ne așteptăm în perioada următoare să existe o creștere din acest punct de vedere. Dar, de asemenea, foarte mulți dintre pensionari își primesc pensiile pe card, drept pentru care îi invităm să vină direct cu cardul, astfel încât să poată efectua plata impozitelor și taxelor locale. Ultima întrebare legată de plantări, dacă avem puiețe, dacă nu, de unde luăm și cam la ce specie vom merge? Vom merge ca de obicei pe speciile consacrate. Nu am realizat încă planul de plantare, probabil în luna februarie ne vom organiza. De asemenea, mi-aș dori să facem o acțiune mai amplă în care să implicăm din nou și școlile. Mă gândesc chiar la o perdea în zona cimitirului din cartierul Bălcescu și de asemenea și în alte zone pe care le avem în plan. Și reprezintă o prioritate pentru noi, așa cum vă spuneam, cel puțin să nu mai tăiem din copacii existenți, să facem doar toaletări, dar să continuăm în același timp activitățile de plantare și mi-aș dori așa în câțiva ani să avem un oraș protejat din toate zonele de o perdea forestieră și inclusiv poate în zona ocolitoarei Est, acolo unde am avut și probleme în trecut din cauza viscolului, să putem efectua astfel de plantări și să limităm efectele unor intemperii. Ce ar însemna o colaborare cu Consiliul Silnic, poate Consiliul Județean? Au fost anii în care au trimis la Consiliul Județean Constanța, arborele. Într-adevăr, a existat o colaborare mai veche a Consiliului Județean cu Ocolul Silnic de la Constanța. Noi avem o colaborare foarte bună cu Ocolul Silvic Roman și în momentul în care vom avea nevoie de diferite specii, vom apela la ei și sunt convins că vom găsi întreaga deschidere din partea lor pentru o colaborare. O să răspund. Voi răspunde punctual și la această întrebare. Vă spun cu toată sinceritatea că mă consider un om foarte bogat. Și mă consider bogat pentru că am o familie frumoasă, suntem cu toții sănătoși, toți cei din jurul meu și cred eu că acest lucru reprezintă cea mai mare bogăție pentru fiecare dintre noi. M-am bucurat să am aproape de mine foarte mulți oameni în această perioadă. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au transmis urările de bine și vreau să se întoarcă înapoi către fiecare înzecit toate aceste urări. Această problemă, pentru că
zone întregi din locul Rosano curățat doar parcările din locul școlilor, dar trotuarele au rămas total necurățate. La școala numărul 1 acolo, mai ales la Corcoveci, trotuarele este foarte, foarte lungi și după ce este așa de lungi, este și plin și total necurățat. El continuă, la fel se întâmplă și în dreptul colegiului Roman Vorbă. Cine are responsabilitatea curățirii acestor porțiuni de trotuare din zona școlilor? Agenții economici și instituțiile publice care au raza lor trotuare sunt obligate să efectueze activitățile de dezăpezire. E drept că noi, într-o primă fază, ne-am axat foarte mult pe partea de trafic rutier, dar în același timp, în momentul în care căderile de zăpezi au încetat, am acționat inclusiv pe trotuare. Într-o primă etapă am acționat cu un utilaj de tip ATV, care a avut o lamă și care a efectuat dezăpezirile pe trotuare. De asemenea, operatorul de salubritate a acționat și cu personal uman și cu lopeți pentru a degaja zonele de trecere de pe un trotuar pe altul și spre trecerile de pietoni. Și ulterior, atunci când vremea a permis, în foarte multe zone am intervenit pentru îndepărtarea efectivă a zăpezii de pe trotuare, astfel încât foarte multe trotuare de pe raza municipiului Roman în momentul de față nu mai au zăpadă. E drept că voi avea o discuție cu reprezentanții unităților de învățământ să le atrag atenția că în zonele lor, acolo unde am putut, noi le-am dat o mână de ajutor, i-am sprijinit, dar în ceea ce privește trotuarele, trebuie să acționeze și cu personalul din subordine. Vom punctual, acolo când ne vor solicita ajutorul, vom interveni și vom sprijini și noi, dar trebuie să vedem și din partea lor implicare. Nu am efectuat modificări în organigramă. Organigrama este cea aprobată la ședința din luna decembrie. Din punctul meu de vedere, este o organigramă așezată. Activitățile din primărie funcționează normal și doar dacă situația o va impune, vom efectua anumite modificări. În momentul de față, singurele modificări care se vor face vor fi doar cele pentru schimbarea în treaptă a unor salariați din cadrul primăriei. La întâlnirile pe care le veți avea cu aceste culte religioase, vă gândiți să fie continuate investițiile la biserici sau doar să le dați acel ajutor anual pentru încălzire, pentru utilitate? Deci, e ceea ce vă spuneam mai devreme, îmi propun să acordăm finanțări nerambursabile pe baza unor proiecte concrete și atunci fiecare în funcție de necesitățile pe care le au pot întocmi un proiect. Mă gândesc chiar să le pun la dispoziție pe cineva din primărie care să-i ajute să întocmească acest proiect și astfel încât fiecare în funcție de necesități, unul poate are de lucrat la altar, unul poate trebuie să facă o arcadă, unul poate trebuie să facă intrarea în biserică, fiecare în funcție de necesități să poată să facă acest proiect de finanțare nerambursabile care să poată fi depus la Consiliul Local și ulterior să primească această finanțare nerambursabilă. Prima dată trebuie să vedem de la ei ce solicitări vin. În funcție de asta, trebuie să vedem și bugetul pe care îl avem și ulterior să stabilim o prioritizare a acestor lucrări. Mulțumesc. Vreau
Nu au fost aplicate amenzi. Vreau să vă spun că s-au mobilizat foarte bine agenții economici și au fost foarte multe zone în care aceștia, v-am spus, singurele sincope au fost pe perioada de weekend, acolo unde au fost închiși, însă începând de luni, toate solicitările noastre și-au găsit aplicabilitate și ulterior, când am efectuat controlul, activitățile de dezăpezire erau realizate. Când va fi realizată o updatare a paginii de internet a primăriei Roman, pentru că acolo primar este tot? Da, am început să lucrăm deja și la acest lucru, nu a reprezentat neapărat o prioritate și o urgență pentru noi, dar este corect, așa cum spuneți și dumneavoastră, să existe un update al acestei pagini de internet și în cursul acestei săptămâni vom finaliza deja lucrările de actualizare a informațiilor care există pe acest site. Ne-ați vorbit de aceste întâlniri, dar nu e pus un pic căruța în fața calului? Dumneavoastră nu știți de ce bani dispuneți și vă întâlniți cu oameni care cer. Mă gândeam că întâi ar trebui să spuneți, avem la culte, de exemplu, suma de alocată pentru culte, ați preamnat-o dumneavoastră, ce solicitări aveți și atunci în funcție de priorități. Mă gândesc că îi poți cea mai mult, acum, adică fiecare vrea să ceară că vrea. Da. Dar bani, știți, ceva de ei? Nu, deci mie mi se pare normal ca prima dată să aibă loc aceste discuții. Plecând de la aceste discuții, facem o prioritizare a lor și ulterior vedem cum alocăm banii. Deci nu e... Chiar mi se pare normal acesta să fie cursul firesc. Prima dată discutăm, salariu, vedem... Și pe urmă știu ce cheltui planific, așa, toți ce vă... Nu, nu, din punct... Păi, știți lună de lună ce salariu aveți. Nu, noi știm cât de cât care sunt pe sectorul, pe partea de venituri, știm cam de ceea ce dispunem, dar este important totuși să luăm pulsul acestor categorii. Da, deci nu dezbatem bugetul. Atenție, sunt doar discuții în ceea ce privește obiectivele și investițiile pe care se doresc a fi făcute. Și ulterior, în funcție de acestea, să stabilim o prioritizare a lor. Ați spus că am încheiat turul cu fetele. Au salariile date dacă tot s-a încheiat o primă etapă din... Adică drepturile bănești sunt la zi aduse? Nu, acolo, din păcate, există câteva întârzieri, dar nu sunt probleme deosebite. Câte luni și dacă suma aproximativ să zic? Ultimul salar luat a fost cel pe luna septembrie. Deci, practic, mai au de luat octombrie și noiembrie, care ar fi deja la scadență. Și ulterior, sigur, la sfârșitul acestei luni, intrăm și cu luna decembrie la scadență. Dar nu e o problemă, și în trecut am avut astfel de situații, întotdeauna la final de an au existat aceste sincope. Jucătoarele au încredere în conducere și știu că niciodată nicio jucătoare nu a plecat de la Roman fără să-și încaseze toate drepturile financiare. Fie că uneori s-a mai întâmplat și cu întârzieri, dar aceasta este situația în momentul de față, dacă ne uităm în întreg sportul, există o deficiență de finanțare și haideți să ne uităm la câteva municipii mult mai mari decât Romanul, care a renunțat la sportul de performanță, și aici vă dau exemplul Ploieștiului, care e al doilea buget din țară după București și nu au mai finanțat activitatea sportivă de performanță, și mai nou e cazul echipei Cetate Deva, care de asemenea a anunțat retragerea din campionat pe lipsa, acuzând lipsa de finanțare. Una peste alta, la Roman, așa cum vă spuneam, există o activitate sportivă intensă, dorim să o păstrăm, iar CSM Roman, echipa de handbal feminin, reprezintă un brand pentru noi, un brand pe care dorim să-l construim, să fie mai frumos și să-l ducem mai departe, și într-adevăr o mare mândrie pentru noi romașcanii că avem o echipă în primele patru din România și că ne batem cu echipe cu bugete mult mai mari și cu posibilități mult mai mari. Dacă e să ne uităm un pic în spatele
nostru în clasament, vedem Vâlcea, vedem Craiova, vedem orașe mult, mult mai mari, reședințe de județ, care nu Brașovul, care se află sub noi în clasament, de aceea cred eu că în momentul de față jucătoarele și conducerea tehnică merită toate felicitările noastre, dar am încrederea și convingerea că aceste rezultate pot fi îmbunătățite. Vorbesc de câteva pe zi, e un subiect actual, nu poți să vă formez și o întrebare. Aveți responsabili din primărie pe sectoare care vă spună situația și unde să interveniți? Pentru că spuneați că din cauza șoferilor nu și-au luat mașinile, nu s-ați înțepezit. Dar dacă mergeți pe Favorit, de la hotel, e parcarea și pe dreapta și pe stânga sunt trei mașini parcate, restul e munte de zăpadă, adică sunt parcările goale. Și culmea că acolo stă și șeful de zăpezire și zilnic trece, nu s-a putut lua acea zăpadă, pentru că sunt blocate toate da. În momentul în care noi am efectuat dezăpezirile în acele zone, cu siguranță erau mașini parcate, pentru că altfel puteam să facem și acolo să îndepărtăm zăpada. Ca idee, când a venit prima zăpadă, primul pas pe care l-am făcut pentru a avea o activitate mai eficientă a fost aceea de a împărți orașul în 9 zone, cu 9 responsabili din primărie. Am supervizat personal această activitate de dezăpezire și zi și noapte am fost alături de colegii mei pe teren, astfel încât să facem în primul rând căile de circulație, să le facem, să le degajăm de zăpadă și să putem circula în condiții de siguranță. Am stabilit... În momentul de față vom interveni doar punctual acolo unde situația o va cere și chiar mă voi informa vis-a-vis de ceea ce mi-ați adus la cunoștință dumneavoastră și dacă e cazul vom trimite un utilaj acolo în zonă, dacă e parcarea liberă, să putem îndepărta și zăpada de acolo. Ca idee, în planul nostru de acțiuni, primul pas pe care îl avem într-o activitate de dezăpezire, este acela de a crea și de a elibera, în primul rând, arterele principale. Și aici chiar există și o obligație din partea noastră să traficul pe 85 trebuie să desfășoare în condiții normale și accesul către Spitalul Municipal de Urgență. Astea sunt prioritățile cu care acționăm. Și sigur că ulterior intervenim pe celelalte artere principale, Tineretului, Cuza Vodă, Bulevardul Republicii, Bogdan Dragoș, și așa mai departe și după aceea planul 3 intervenim la aleile dintre blocuri astfel încât să degajăm și acele zone. Încă două întrebări micuțe. Ați vorbit de întâlnirile pe care le faceți dumneavoastră, dar nu mi-ați spus nimic dacă aveți o intenție să vă întâlniți cu parlamentarii din zona română, că sunt suficient de mulți și dumneavoastră ați putea să le prezentați aceste proiecte sau poate vin ei cu idei și să ne spună, uitați, am un plan să promovez următorul proiect sau aveți în vedere și o întâlnire cu cei 6 parlamentari din zonă și când? În momentul de față ne propunem să strângem doar informațiile de la aceste categorii socioprofesionale și în momentul în care vom construi bugetul nu văd de ce nu am putea avea și o discuție cu parlamentarii din zona Roman, astfel încât să vedem în ce măsură își pot aduce contribuția în atragerea unor fonduri, unor surse guvernamentale și pentru municipiul român. Și ei sunt întrebați când se împarte bugetul la București, li se alocă o sumă pentru diferite proiecte pe care vor să le dezvolte în zonă. Da, în momentul de față, după cum bine știți, nici la nivelul guvernului nu este încă definitivat bugetul și sigur că ulterior, când vom avea creionat și vom avea și de acolo bugetul, vom ști mai multe și în ceea ce privește bugetul municipiului. Cu conducerea Consiliului Județean, aveți intenție să vă întâlniți, să expuneți necesitățile pe anul ăsta și să ia în calcul, pentru că la ei vor veni bani prima dată și pe anumite domenii? Da, eu cred că putem avea o relație de colaborare cu Consiliul Județean. Poate exista un dialog corect și civilizat și de o parte și de cealaltă, astfel încât să privim în primul rând interesul cetățenilor și politica să o lăsăm în altă parte, în campaniile electorale. Eu tot timpul am spus că îmi doresc să fac administrație și politică doar în campaniile electorale. Deci
dacă vă va invita la discuții la piatra mea, să vă veți duce, domnul Asine, să discutați. Dacă va exista o invitație, voi analiza la momentul respectiv, depinde și ceea ce privește acea invitație. Și o ultimă întrebare, ați avut o întâlnire cu spitalul. Ați stabilit cumva, în afară de aceste comunicate de presă, să mai se întâlnească și cu presa, să-și mai schimbe site-ul, să mai... Ce? L-am asistat la discuție, nu știu ce probleme. În momentul de față, la nivelul Spitalului Municipal de Urgență, există creat un post de referent, inspector pentru comunicare și etică. Urmează să scoată la concurs acest post, iar acea persoană care se va ocupa de partea de comunicare va avea, printre altele, și misiunea de a avea o relație de colaborare cu instituțiile mass media de pe raza municipiului Roman și nu numai, și de asemenea să actualizeze și toate informațiile de pe site, să creeze și o pagină oficială de Facebook a Spitalului Municipal de Urgență Roman, astfel încât să poată exista un dialog permanent și cu cetățenii, dar și cu reprezentanții mass media. Un lucru pe care am uitat să vi-l spun este acela că accesul presei la dezbaterile pentru buget este liber, deci vă invit și pe dumneavoastră să veniți, atât astăzi de la ora 11, cât și mâine de la ora 12 la aceste dezbateri, astăzi cu unitățile de învățământ și mâine cu asociațiile de proprietari, iar pentru joi urmează să vă comunic cu ora când va avea loc dezbaterea cu reprezentanții cultelor. Vă mulțumesc!